Căiniac, că se ducă omul, începe de-a dreptul, se ducă da. Omul așa dacă-i trebuie la o sotcă, ori la o iarbă verde, prin prejur, vede că le ardimașa buga vor că ei se închidă. Mașa, ai stat după casa. O spușă primărie că s-a dat bunici consilieri și bateți capul. După harta, satul ăsta nu-i drum. Drumul e pe aici. Asta m-am comis. Eu aici am crescut, în mahala asta eu am crescut. Stați că vă duc, eu am fost la lista. La șeful. La Căușâni și mi-a dat foaia cu drumul, cu râpa. Aici e drum, o tăcătuit și în primărie consilierii nou, nu unul. Nu, e drum. E drum. Nu se poate închis, aici e drum unde trebuie să treacă lumea, de stat. Nu e drum. E de acum, e hermana Natalie. Lasă de aici e pământ arabil și nu-i drum, asta e o râpă. A cui aparține pământul ăsta arabil? A lui nimeni, nici a primăriei. Păi, dar ce nu vine de noi dacă nu e lui nimeni, dar aveți voi, voi să luați tot. N-am luat eu, eu am făcut să mă apăr să nu mă neșe. Atâți ani nu v-au necat. Până am urmă. Aici nu e să necare, aici v-a spus copaci, păsări, iar business, și umbră, să și... 30 de ani m-a rugat la primării să mă apăr și nu m-a apărat. Da? Acestea sunt relațiile între vecinii unei mahale din satul Chircăiești, Traiunul Căușeni. Acum 2 ani, Maria Bug ar fi decis să întindă o plasă metalică de-a lungul râpei și să planteze copaci în locul care cândva a servit drept drum de acces. Mă, dumneavoastră sunteți în mahala asta. Dacă vreți, luați pământ, luați. Dacă vreți, faci. Mâine, păi mâine vin sunt o grada mea, spuneți că voi vă trebuie faci aici în poartă. Voi faceți, că voi nu aveți frică. Nu. Lumea nu iesă, că voi vecinii de la deal au fost bătuți cu hărleț, cu șocanul, ca... da, și la urmă au rămas toți genovieți. Gunoi și punem fața noastră, chiar unde? Gunoi, pe râpe. Vorbim despre drumul care despre îi aparține drum. La tăt. Uite și râpa asta. Păi dar tu poți faci drum de râpă? Cum spune lumea, măi? Primăria. Nu și primăria. Ajutor nică, mi-a dat ajutor numai cu o trubă. Scurgerea vine de pe băcata și de sat, de la Mala de Oșna, ea vine așa încoașe. Scurgere mare iar de pe partea și de sat, apa tot încoașe vine. Iaca, de pe o băcată de sat. Apa, da, da, de aici nu prea... Aici vine și de aici apa, foarte apa tare. Apa vine așa. La Valea, faci cum apă rău și se duci, dar din partea asta nu mai vine. Îți permiți tot. Când au făcut drumul, a, înapoi s-au făcut canal așa, în râp, că aici e scurgere mare. Da, dacă plicile este, dacă este antăci, până în deal, 13 plici de biton. Noi le-am luat la omul unde gardul verde, că am tot s-o procurat casa. Și le-am cumpărat și ne-a dus omul cu tractorul, ne-l-o trăit, ca vecinul de alături tractorul. Și i-a spus că, apă, dar în bărbatul scapă, a mele au fost plicile. Vecinii care au locuit o viață în această zonă spun că s-au trezit peste noapte cu drumul acaparat și puși în situația să înconjoare o parte din sat pentru a ajunge la terenurile lor agricole. De când vor să închidă drumul, au pus copaci să-l cânti și apoi s-au închis drumul și iară m-au pus un rând de copaci și-au mutat iară gardul și-au făcut. Dar eu, lor, când le-au dat plan de casă, că eu aici trăiem, dar m-am mutat o leacă mai la deal la casa părinților mei. Lor le-au dat unii după casă, casa și ea. Acolo vă 2-3 metri, hai, și că adică era și râpă, dar ei s-au bagat și-au pus râbălegari și siate gunoi și s-au stăpat și au mai luat tot și drumul cel care era, ea că este Vasile Terentici. Era drumul aici, el a făcut drumul cu șcebioncă că se duce la gaz acolo, ea în parte și ea. Dar ei s-au întins, dar uite, uite cât de mult s-au întins și s-au luat. Ea că tălăis, ea tot, ea că și să văd copașii aici, unde șifer tot ăsta e nelegitim. Asta nu e, ieșea pe ieșea oameni cu bărul la vale. Pe ieșea oameni cu bărul la vale și au pus copaci acolo de salcân. Și fiorul lui a zis, a fost la primărie și a zis că lăsați măcar 3 ani ca să crească copașii. Și așa și s-a mântuit. Nu s-au mai deschis, nu s-au mai făcut nimic. A fost drum de când mă țin eu minte, 30 de ani trăiesc aici. Și mereu a fost drum și știu că e de mult vreau să închid aici, dar nu le-a permis nimeni. Primarii și ei nu le-a dat voie. Era chiar drum, că mergeau și mașini pe ieșeană și tractoare se duceau la vale. Crenjele și le-a pus ei. Ia că uite, de la copaci până unde e gardul ăsta lor, asta tot era așa nete drept, lumea ce-și cu mașini și pe jos. Nu era că zici că iamă, că nu puteai să te vâri. Drum drept cum e că așa prin poartă, ce-și merge lumea? Ce-și la sotica, ce pe de-a dreptul, și așa care la o prirodă în sos, și chiar și când ce o vacă, ce pe acolo și sara vinieli, nu le plășe. Că tot nu tipă, n-am ușcă, priștăt. Trece un om bătrân, are o văcuță, se duce pe de-a dreptul ce eu. Vacile, sara le întâlnie vacile, se duce săracul om, kilometri, cum a pe damba aceea, se duce, se ducă vaca să o aducă. Pentru că le trebuie lor, că e neacă. Eu vă întreb, câți ani au uit când în satul ăsta, că de la părinții au rămas casa. Nu, eu neca până acum, ia că acum e neacă. Aici e pentru dânșii afacerea lor, copaci, apăță și vor să iei.
Femeia care îi se aduce învinuirea afirmă că în acest loc nu a fost niciodată drum. Ea susține că pe timp de ploaie și roaiele înnecau gospodăria și din această cauză a decis să închidă accesul. Aici la noi, de la gard și până aici, ea mai sunt încă 1,5 metri. Noi am lăsat așa de la gard să nu nineși pe rău. Și dacă noi luăm 1,5 metri până aici, ea, la noi iese numai băcățica asta. Dar și am tot la primărie ne-a dat voie să punem salcânul ăsta, să ne apărăm. Și dacă e 1,5 metri de la stâlp aici, ea, băcățica asta, de la gard fiecare om, cât are dreptul să ții, să nu scarchine transportul pe gard. Tot eu cred că 1 metru. Și în tot anul eu tai de aici, ea. Uitați-vă și în râpa asta. Dați-vă și uitați-vă și aici. Și eu nu înțeleg de și vecini au așa mari pretenții pe râpa asta, că aici nu-i drum, dar aici e o scurgere de apă. Dacă am zis și găini și le dau drumul la găini. Cum să nu umble o găină aici dacă e? Dar eu nu țin animale, nu fac afaceri, nu fac nică aici. Prost o mă apăr. Altceva nu fac nică. Vă apărați de... Mă apăr de scurgerea apei, ca uitați-vă și ei aici, na, uitați-vă. Aici e de 1,5 metri, dar în deal până nu face este, iar și de 2 metri. Te temei să te uiți în jos. De atât aș ne-a dat primăria voie să facem noi cu proprii forță. Vecinii familiei Bug au depus o cerere la Consiliul Local din Chircăiești și insistă ca drumul să fie accesibil pentru toți. La primărie s-au făcut multe adunări cu consilierii și nu i s-au dat. I s-au dovedit, i-au adus și documente și hartă că aici ai drum de stat. Drumul îți margă, drumul unde poate margă tăți, al folosă până am o țani, dacă nu era, se îngrădie poate de primar ori de sat. Nu se merge pe așa, cu mașini lumea merge cum se merge. Cum era cu vaci, cu tăt, lor nu le place, dar ei au făcut. Azi și pe comisia zvei de la Chișinău, cum au pus tot satul, nu numai în mahala noastră, au pus cereri. Mulți care se trage și un moșnic, el vine cu vaca să duc prin prejur, pe dambă, pentru că voi vreți să se închideți. Nu, nu, și... Pe unde merge? Pe unde merge? Dar ce până am de când aveți, dar am 2 ani ceva de când ați închis. Și până am uia spun ca să margă, dacă ați vii și ați vă dă-i spunați, poate să mai deschide. Până am ucină mărți 2 ani ceva. Secretara Consiliului Local afirmă că primăria cunoaște despre acest scandal, dar că din cauza că terenul nu a fost delimitat, urma ca o comisie creată la nivel de localitate să meargă la fața locului pentru a efectua măsurări și a media situația între vecini. În adresa Consiliului a prevenit o cerere din către un grup de locuitori. Merge vorba despre un grup de vecini a domnului Buga Mihail, unde lor îl acuză pe domnul Mihail Buga că a blocat segmentul de stradă. Noi acum am avut ședința extraordinară la ședința Consiliului Sătesc, a avut loc pe data de 22 februarie, unde am format comisia administrativă, după care va merge la fața locului să constate cazul, ce vor vedea acolo. În perioada anului 2020, nu vă pot menționa acum momentul concret, a fost parvenită și din partea domnului Buga Mihail o cerere către Consiliu. Dumnealui dorea în cerere să cumpere bucățica aceea de drum ori să iei în arendă. Din cauza că pământul nu era delimitat, nu s-a putut hotărâ întrebarea. Și s-a format, din ce și mi-aduc aminte, s-a format o comisie unde trebuia tot să meargă la fața locului pentru a întreprinde măsurile necesare pentru înlăturarea inundației. Cazul urmează a fi discutat la ședința următoare a Consiliului Local Chircăiești, inclusiv cu prezența specialistului funciar din primărie și a Inspectoratului pentru Protecția Mediului.